Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Biologii avertizează pe președintele francez Emmanuel Macron că apetitul compatrioților pentru picioare de broască pune în pericol speciile sălbatice. Mă rog, nu sunt picioare, sunt, de fapt ar trebui să fie pulpițe. E cuis. Așa mare cererea de pulpițe în Franța? Da, este uluitor. Deci, estimările privind numărul de broaște ucise pentru a satisface cererea din Europa, scrie Hot News, variază de la 80 de milioane la 200 de milioane. Băi, ești nebun. Broaște, în funcție de dimensiunile speciilor, da. Și majoritatea broscuțelor care ajung la mâncărică sunt vânate. Da, sunt specii sălbatice. Da, e să râzi. Sunt specii sălbatice din Indonezia, Turcia și Albania, unde unele specii sunt în declin sever. Normal. Deci nu mi-aș fi imaginat niciodată că picioarele de broască pot fi atât de populare. Da, sunt niște bălți în România pline de broaște, de ce nu vii să le adunește pe aici? Nu sunt același, numai anumite tipuri de broască se mănâncă. Păi că sălbatice, nu sunt sălbatice, crezi că sunt domesticite? Model de broască, vezi o broască sărpâia. Nu, tată, sunt anumite tipuri de broască. Ați mâncat vreodată? Eu n-am avut... Am mâncat eu odată. Eu am mâncat de 2 ori. Și? August, de ce? Prima oară, clasic, mi-a dat bunica și m-a păcălit că e piept de pui. A făcut o ciulama. O țin minte și acum. Ciulama aia. Ca ieri. Da. Că pulpele de broască sunt destul de cărnoase, surprinzător, dar că ele și folosesc mult picioarele alea din spate, că țopăie. Și sunt și niște specii mai mărișoare de broască, cele din care se folosesc pulpele în broască mamut culinar. Mă, ceva e mai măricică, dar nu e o prăpădită de aia. Da, n-are nimic de aia. Și acum... Am mai mâncat odată, acum câțiva ani, tot ceva pane. Da, pane am mâncat și. Bun, cu ușor gust de baltă. Băi, na, să lasă-mă în pace. Dar cu consistența mai spre pui. Însă nu m-aș aștepta să se mănânce în asemenea hal, adică milioane de milioane. Am mâncat o singură dată pulpe de-astea pane. Sincer... nu mi-au plăcut. Bă, dar melci ați mâncat? Am mâncat, melci sunt buni. Da. Dar asta cu pulpele de broscuță? Melci sunt buni, da. Băi, da. I-am pus la cuptor cu usturoi. Mamă, sunt rău de tot. Băi, dar asta cu pulpele de broască, mi-aduc aminte, maica mea săraca de ea a făcut tata odată pe ascuns. Și i-a zis că e pui, că nu știu ce, că așa și pe dincolo. Aceeași vrăjeală. Dar probabil a fost ceva în perioada aia, s-au găsit. Ea a mâncat săraca încrezătoare și la sfârșit i-au spus... Ea și cu fratele meu, el și cu fratele meu, și cu fratele meu. Și a fost ceva înspăimântător. Deci s-a lăsat cu criză de bilă, cu supărări, cu... Adică a fost nasol de tot. Și nici eu nu înțeleg de ce este așa mare pasiune, dar pe de altă parte am descoperit că eu sunt destul de scârbos la chestia asta, deși sunt gurman, mănânc o grămadă de lucruri, dar nu suntem obișnuiți. Insecte, pulpe de broască, crustacee, n-aș mânca niciodată. Îmi plac, nu știu, la alea sunt deschis. Aia, vezi? Da, sunt de acord. Acum, și creveția aia, de fapt, sunt niște gândași de apă. Da. Dacă stai să te gândești. Ceva complet scârbos. Nu, frate, nu știu de ce, am rezervele mele și cu asta basta. Și milă de broscuțe. Deci mie îmi plac broscuțele, sunt fanul lor. Broscuțelor le zicea fructe de baltă, le tratai în altă cheie. Știi că astea de apă dulce, nu, nici peștele de apă dulce nu mă încântă. O, cum un caras? Serios, nu, nimic. Carasul e bun. Dacă e de apă sărată, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.